Asociația Prader Vili a dezvoltat pe parcursul a 7 luni programe de terapie prin artă la Centrul Noro pentru întărirea abilităților sociale și creșterea calității vieții copiilor cu disabilități produse de bolile rare. Proiectul Art Rare, în continuare terapie prin artă pentru copiii cu boli rare, finanțat prin programul MOL pentru Sănătatea Copiilor, derulat de MOL România și Fundația pentru Comunitate, s-a derulat pe parcursul lunilor februarie-august 2015. Reprezentanții Asociației Prader Vili au anunțat astăzi finalizarea proiectului, aducând argumente asupra beneficiilor pe care le-a adus proiectul în rândul grupului țintă, constituit din 45 de copii din Zalău și împrejurimi, cu diverse dizabilități produse de boli rare și din spectrul autist. A fost un proiect mai degrabă pentru suflet, pentru terapie, pentru vindecare emoțională pentru copiii noștri prin artă. Am reușit în acest proiect să organizăm weekend-uri terapeutice pentru copii și pentru familii. În aceste weekend-uri terapeutice, terapeuții noștri au, în afara faptului că au desfășurat activitățile cu copii, activitățile de terapie prin artă, au instruit părinții și însoțitorii copiilor în abilități de viață independentă, terapie comportamentală, terapie ocupațională, terapie prin artă, terapie prin muzică, kinetoterapie și alte activități. Potrivit directorului executiv a Fundației pentru Comunitate, Andraș Imre, în cadrul competiției de proiecte s-au înscris aproximativ 150 de organizații non-guvernamentale care desfășoară activități de terapie cu copiii, dintre acestea fiind selectate ca beneficiar doar 19. Printre cele 19 s-a numărat și Asociația Prader Vili, care a derulat un proiect în valoare totală de 19.912 lei, valoare a sponsorizării fiind de 14.743 de lei. Suntem onorați să colaborăm cu Centrul Noro și alte asociații neguvernamentale, așa profesioniste, din țară, din toată țara. Programul MOL pentru Sănătatea Copiilor se derulează pe plan național din 2009, deci de 6 ani, și prin acest program oferim sprijin financiar organizațiilor neguvernamentale care derulează proiecte de terapie prin artă sau terapie emoțională. Este o onoare pentru noi să colaborăm cu Centrul Noro și profesionalismul nu putem aprecia noi, ne depășește acest aspect. Asociația Prader Vili România s-a înființat în anul 2003 și a deschis Centrul Noro în iunie 2011 la Zalău.